Când nu sunt răziți din somn de cutremure, sunt înspăimântați de sunetul sirenelor antiaeriene. A fost panică mare aseară printre locuitorii din centrul Galațiului după ce sirenele antiaeriene din oraș s-au declanșat din senin. Oamenii s-au speriat atât de tare încât a fost evacuat centrul unui bazin de not pentru relaxare, dar și alte clădiri din oraș. Totul s-a întâmplat în jurul orei 20:30. Ar fi fost o eroare de soft, spun autoritățile, nici de cum o situație de urgență care să impună pornirea alarmelor. Vorbim în continuare.